Un fost ministru de finanțe a prezentat soluția legală pentru reducerea prețului carburantului la 6 lei pe litru. Peste 20 de state din Uniunea Europeană au luat măsuri în privința prețurilor mari de la pompă, de la scăderea unor taxe și până la plafonarea prețurilor post ministru de finanțe Eugen Teodorovici a declarat duminică la Antena 3 că i-a transmis premierului Nicolae Ciucă o soluție pentru ca prețul carburanților să fie redus. I-am trimis premierului Ciucă soluția pentru prețul la benzină și motorină, a declarat Eugen de la Antena 3. Deocamdată nu am niciun răspuns și aștept să fie o măsură pe care guvernul să o ia, ceea ce înseamnă scăderea prețului la benzină și motorină și o spun din experiența pe care o am ca ministru de finanțe atunci când vrei poți să faci. Am propus o măsură care spune următor Lucru, la 1 ianuarie 2022, prețul aproximativ la motorină și benzină era pe undeva pe la 6 lei, considerând că acesta era prețul corect dacă ne uităm la prețul barilului de petrol de atunci și de acum. Variația prețului la petrol nu justifică prețul exagerat de mare de astăzi la aproape 10 lei pe litru. Cu alte cuvinte, se ia acest preț ca fiind prețul de referință, eventual o medie a prețurilor la motorină sau la benzină la 1 ianuarie 2022 la primii 3-5 benzinari din România. Acest preț de referință trebuie impus de Guvernul României printr-o ordonanță de urgență de la 1 iulie pentru 6 luni sau 12 luni, pentru că se poate face pe legea concurenței acest lucru. Odată ce se impune un preț de referință, cel de aproximativ 6 lei, Guvernul își poate permite să scadă TVA-ul de la 19% la 5%, astfel încât diferența aceasta destul de importantă din TVA să se regăsească la pompă, implicit la buzunarul fiecărui consumator, deci implicit cu efecte pozitive în economie, pe verticală și ar fi o măsură extraordinar de bună și de un impact foarte bun pentru economie, a mai spus acesta.